funcție. Să-și nege propria decizie și să schimbe, să revoce președintele Camerei Deputaților chipurile făcând parte din grup parlamentar al domnilor lor. Scopul același. Să modifice repede, pe repede înainte, legile antijustiție. Din păcate, regulamentul Camerei spune foarte clar și confirmă ceea ce este scris și în Constituție, în articolul 64. Nu este vorba de mine, este vorba de ceea ce am făcut în ultimii 4 ani de zile și până în noiembrie. Sau până când destinul va hotărâ, mă voi bate cu cei care, formați în grupuri de interese, doresc să modifice legile, legile penale, în interesul lor. Acesta e motivul pentru care azi au depus o cerere neregulamentară. Vă reamintesc, regulamentul Camerei este lege ordinară. O lege ordinară este respectată de toți cetățenii României. S-ar părea că de unii nu este respectată. Comitetul liderilor a fost convocat ad hoc la cererea celor minim 4 parlamentari care aparțin biroului permanent, cu o solicitare pe articolul 26 din regulamentul Camerei, făcută de grup parlamentar PSD. Există ca mărturie, dumneavoastră ați înregistrat ieri, declarația secretarului general al PSD, care spunea că se face revocarea pentru faptul că președintele Zgonea a fost exclus. Păi dacă ești exclus, atunci devii deputat neafiliat, conform articolului 14 din legea ordinară pe care ei nu o respectă. Fac orice, și aici, și dacă fac aici, fac și mai jos, ca să pună mâna pe funcții și ca să-și rezolve problemele lor personale. Acest tip de social-democrație și de politică trebuie să dispară din Parlamentul României. Și eu mă voi bate până la capăt cu cei care cred că pot ocupa această funcție și de aici să schimbe toate legile în favoarea lor. Acele legi care sunt importante. V-am spus și dimineață, l-ați văzut. Nu numai legile antijustiție, codurile penale sunt importante, dar dacă cumva te supără codul rutier, îl schimbi și pe acela. Dar în interesul tău personal. Nu contează că mii de oameni își pierd locul de muncă. Nu am ce să comentez. În rest, dacă dumneavoastră aveți întrebări, vă răspund cu plăcere la ele. Cel mai periculos în viață este să îți pună alții în gură cuvinte și din demnitatea funcției să încalci legea. În statutul Partidului Social Democrat, care este construit pe baza legii partidelor politice, excluderea este de îndată. Chiar și în statutul Partidului Social Democrat, la același articol, de la un an mai jos, spune chiar dacă tu contești, ești exclus. Și dacă cumva vei câștiga mai târziu în instanță, vor hotărâ ei dacă te mai repun în funcție. Vă rog frumos să vă uitați în noul statut al Partidului Social Democrat, care a fost aprobat de către tribunal. El a fost depus undeva la mijlocul lunii noiembrie. Legea, ce fac ei acolo, e treaba lor. Eu mă uit la regulamentul Camerei, care este lege ordinară. Regulamentul este obligatoriu pentru mine, iar eu ca președinte al Camerei sunt garantul respectării legii. Nu pot permite, și nu este prima dată, știți foarte bine, grupul parlamentar PNL, grupul parlamentar UDMR s-au supărat în anumite momente că nu am acceptat introducerea pe ordinea de zi a biroului permanent sau a plenului a chestiunilor care sunt neregulamentare, adică ilegale. Nu se ține nimeni de scaun. Și indiferent cât mă vor împroșca cu noroi unii sau alții, legalitatea va rămâne în Parlamentul României cât timp eu voi fi pe această funcție. După aceea va veni un alt președinte care va trebui să facă același lucru. Să nu uite că legalitatea este obligatorie dacă vrei să fii președintele Camerei Deputaților. Odată exclus pe 27 aprilie, eu mi-am pierdut toate calitățile, inclusiv din grupul parlamentar. Nu am comentat. V-am rugat și pe dumneavoastră și pe mine. Dacă cumva ați descoperit undeva pe vreun site sau aveți informații, cum poate în 2016 un membru de partid să fie dat afară pentru delict de opinie. Dar decizia este decizie.
Eu nu mai sunt membru al Partidului Social Democrat, pe care de consecință nu mai sunt membru al grupului parlamentar PSD. Sunt deputat neafiliat. Și am spus foarte clar și am atras atenția comitetului liderilor care fac ordinea de zi să nu încalce legea. Îi rog frumos să nu încalce legea și solicitarea grupului parlamentar PSD este neregulamentară, adică ilegală. Prin tertipuri de acest gen ilegale vor să pună mâna pe o funcție. Când m-au dat afară din partid, au fost și au știut, cu bună știință au făcut, au știut că pierd această funcție. Sau nu se pricep și nu înțeleg legile, decât în interes personal. Este o chestiune care să vă răspundă cei care astăzi se consideră social-democrații. Eu vă pot spune un singur lucru. Valeriu Zgonea contestă revocarea sa din funcția de președinte al Camerei Deputaților, mai corect cererea de revocare a sa, în numele legalității duce această bătălie, spune că nu se agață de scaun, dar PSD trebuia să-și dea seama că renunță practic la funcția de președinte al Camerei Deputaților atunci când l-a exclus din partid. În urmă cu exact o săptămână se întâmplă asta. Urmărim ce se întâmplă în Parlament.